Bine v-am regăsit, Florin Pescară nebun vă salută. Pentru astăzi mi-am propus să facem împreună o montură pentru pescuitul, se poate și cu undița și cu lanseta pe fund, pe fundul apei cu două ace. Am văzut la colegii pescari și prin magazinul ăsta de accesorii tot felul de teuri, de teuri de plastic, de varnișuri, de teuri, am văzut chiar teuri metalice folosite de pescari pe baltă pentru a nu da voie acilor să stea unul lângă altul și a se încurca în apă. Eu vă propun astăzi un not simplu pentru cele două ace. Pentru asta avem nevoie de o gută. Eu am luat 50 de centimetri și am luat o gută de un 0,25, da? Ce fac? Pur și simplu împart guta în două, dar în același timp am să ridic o parte, o să o las mai lungă, una puțin mai scurtă, da? Dacă vă aduceți aminte, nodul care urmează vi l-am mai arătat odată pentru legatul acelor pe linie. Acum vom folosi același nod pentru a lega cele două ace sub plumb sau sau pe linia undiței pentru a pescui cu cele două ace pe fundul apei. Deci, luăm guta, facem o buclă, da? Cele două fire de sus ale buclei le răsucim, de data aceasta de vreo 15 ori. De ce de 15 ori? Nodul va ieși puțin mai mărișor și atunci va depărta firele puțin mai mult față de firul principal care ne va ieși din legătură. Bun. Deci după ce am răsucit pe bucla care s-a format, tragem firul existent jos. Vă aduceți aminte de nod, da? Ne asigurăm că guta este întinsă. Vaselina de rigoare neapărat, că altfel nu o să puteți trage. Tragem de cele două capete. Și ia uitați frumusețe de nod ce am obținut, da? Ia uitați not. Încercați să-l rupeți, dar vă garantez că vă va intra guta în mână. Dacă este foarte bine realizat, nodul ăsta nu se rupe. Bun. Acesta este legătura noastră pentru cele două ace. Haideți să legăm și acele să vedem cum stau pe fire. Pentru astăzi am ales două ace cu barbetă. Deci facem nodul pentru barbetă. Eu îl folosesc cel mai mult pe cel care l-ați văzut la mine, deci buclă de 7 ori peste buclă, firul formă tragem prin buclă pe acesta, umezim, adunăm nodul spre barbetă și am realizat un nod elegant, da? Tăiem surplusul. Același lucru facem și la cel de-al doilea fir. Trebuie să ținem cont că eu de obicei fac unul mai lung, unul mai scurt. De ce? Poți să dai și cu râmă și poți să dai și cu, deci cu momeală vie. Aceasta mișcându-se în apă mai dă totuși posibilitatea de a se încoloci momeala după celălalt. Deci pe asta o să-l fac mai scurt. Același nod. Numărul magic 7, tragem prin buclă, umezim, folosiți un cleștișor că este foarte periculos în momentul în care trageți să asigurați nodul, da? Tăiem surplusul, ia uitați legătura, uitați cum stă, așa stă și în apă, da? Haideți să mergem puțin mai departe. Deci legătura asta care o vedeți, o puteți pune pe firul principal la o undiță. Foarte lejer, foarte, foarte elegant, cu ori cu agraf, ori cu buclă prin buclă nod. Noi astăzi vom continua și vom face o montură pentru crapca ras pentru lansetă. Pentru acesta. Mai luăm o bucată de fir. Am să folosesc de data aceasta un fir fluo ca să iasă în evidență. Observ că cel negru nu prea se observă în cameră, da? Am luat vreo 50 de centimetri.
Bun. Ce fac? Îi fac bucla de legătură. După cum știți, eu am un nod al meu care îl folosesc de 20-30 de ani. Nodul simplu trecut de 3-4 ori, unul prin celălalt. Bine umectat. Îl tragem cu ceva. Ia să vedem ce găsim noi pe aici. Așa. Deci s-a făcut un nod extraordinar de frumos. După cum vedeți, îl mai tragem puțin ca a rămas o buclă netrasă. Da. Bun. Prietenii mei canini alergă pisicile prin curte. Iată cum arată o buclă, da? Putem pune agrafă, putem pune vârtej, putem face nod în nod. Astăzi să vă arăt, în momentul în care nu aveți agrafă și vârtej, cum se face nod în nod. Trecem buclă prin buclă, cred că vă dați seama, nu vă învăț. Eu încerc, n-am să învăț niciodată pe nimeni. Încerc să vă arăt și eu din ceea ce am întâmpinat în anii de pescuit. Da? Până aici legătura este foarte bună. Astăzi am ales un plumb culisan din cei făcuți de mine, turnați de mine, cu tubulețul acesta englezește anti-tank, lui spun tubulețul care te ajută să nu se înfunde în noroi, da? De obicei, ca să stea peste noroi. Dar înainte de a băga plumbul, eu folosesc o biluță micuță, găurită, o mărgică, cu toate că mulți spun că nu este nevoie. Eu consider că este nevoie, că datorită plumbului, tot lovind în nod, la un moment dat poate deteriora nodul și rupe montul. Bun, acum introducem firul prin tubulețul plumbului. Îl scoatem în partea cealaltă. Am spectatori. După cum vedeți, eu nu-l las foarte mult. Este pentru auto-înțepare mai mult de 10 cm, nu este nevoie. La capătul acesta fac un nod puțin mai mărișor, ca să nu iasă prin... Deci mărișor ce înseamnă? Eu îl trec de 4-5-6 ori. Să nu iasă prin tubuleț. Îl umezesc. Poate nu, eu nu vi-l arăt ca la magazin cu tot felul de plastice, de tot felul de adaosuri pentru un foi. Eu consider că ce este simplu este și bun și, în primul rând, ieftin. Da? Pescuitul nu trebuie să fie neapărat un sport, un hobby foarte scump. Putem să-l facem și noi cu mânuța noastră, să ne facem toate cele necesare. Da? Uitați, aceasta este montura cu două aci. Încercați-o. Aștept să îmi spuneți dacă ați avut rezultate, dacă sunt bune sau dacă poate pot și eu greși, vorba aceea, pot învăța de la dumneavoastră, cu speranța că v-am fost cât de cât de folos. Vă invit în continuare să vă abonați pe canalul meu de YouTube. După cum știți, este gratis. Acolo ne putem întâlni, ne putem schimba părerile și rețetele și tot ceea ce ține de pescuit. Vă doresc fir întins și la bună vedere!